Pacienții cu forme severe ale infectării cu coronavirus vor putea fi tratați și la Galați cu plasmă hiperimună, recoltată de la pacienții deja vindecați. Echipamentul medical va putea fi folosit cu titlu gratuit de Centrul Regional de Transfuzie Sanguină, în urma unei parteneriate încheiat între Consiliul Județean Galați și o companie specializată în furnizarea de aparatură de plasmafereză. În județul Galați există deja 10 de persoane vindecate de coronavirus, care, prin donarea de plasmă, ar putea salva viața celor aflați în suferință din cauza COVID-19. Acest aparat înseamnă speranță. În momentul de față înseamnă speranță pentru oamenii care sunt în stare gravă. Așa cum știți, la ora actuală, Galațiu are peste 150 de persoane care au trecut prin boală, adică persoane care au fost testate de două ori și au ieșit negativ. Și pe această cale vă rog frumos și rog pe toți cei care au simțit pe propria piele, din păcate, această boală, să vină să doneze, pentru că trebuie să ajute sau trebuie să ajutăm oamenii care sunt în stare gravă, în terapie intensivă, și să vină să doneze sânge, pentru că doar de la persoanele care au trecut prin boală, care au fost afectate, se poate extrage această plasmă din sânge. Echipamentul medical, în valoare de 40.000 de euro, permite recoltarea de plasmă ce conține anticorpi împotriva COVID-19 într-un timp foarte scurt, în condiții depline de siguranță atât pentru donator cât și pentru pacient. Acest aparat este de fabricație germană. El este unul dintre cele mai utilizate aparate de recoltare de plasmă din Europa. Este de generație foarte nouă și este un aparat care conferă siguranță sporită donatorului, astfel încât să nu mai aibă niciun fel de repercursiuni în urma donării de plasmă. Se poate recolta plasmă de la pacienții care s-au vindecat de COVID și care au o cantitate ridicată de anticorpi. Această plasmă poate fi utilizată la pacienții în stare critică infectați cu COVID. Medicii specialiști vor decide cine poate dona plasmă, în funcție de starea de sănătate a potențialilor donatori. Procedura este nedureroasă pentru donator, iar plasma astfel colectată se reface complet în maximum 48 de ore. Se vor urma aceiași pași ca și pentru donatorii de sânge, pentru ca aceste persoane care au trecut prin boală să fie considerate eligibile pentru a dona plasmă. Noi vom avea niște contracte cu spitalele. După cum v-am spus, am consultat metodologia și spitalele care consideră că pot să o folosească vor face contract cu noi și noi le vom livra. Dintr-o singură donare se poate asigura plasmă hiperimună pentru 3 pacienți. Donarea este voluntară, iar întreaga procedură se realizează conform protocoalelor Ministerului Sănătății.